Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. În primul rând este foarte frig afară, undeva sub 5 grade, nu minus, sub 5 grade. Și vedeți că sunt doar manetă și tricou, cam tremur puțin. Dar astăzi vreau să filmez un clip cu adevărat special, pentru că sâmbătă derbiul campionatului FCSB cu Rapid București. Bătaia pentru titlu, după cum știți, FCSB-ul este la 12 puncte în fruntea clasamentului și cu o victorie, zic eu, ar fi cu o mână, dacă nu chiar o mână și jumătate pe Superliga României. Dar bineînțeles, dacă Rapidul va învinge, ei bine, cred eu că bătălia pentru campionat se va da până în ultima etapă. Totuși, înainte de a începe, haideți să apăsăm pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri și nu uitați să lăsați acolo un comentariu cu ce clipuri vreți să mai vedeți în legătură cu fotbal. Totuși, înainte de a continua acest clip, vreau să vă spun că bate un pic cam tare vântul și e posibil ca sunetul de la acest clip nu aș putea să-l editez și cred eu că o să se audă puțin vântul ăsta. Dar n-am ce să fac, e frig afară, bate vântul, asta e, că suntem luna martie la urma urmei. Iar acum, ce v-am zis de toate, mă? Hai să trecem la treabă, să nu mai stăm atât de mult pe introducere. Hai, dați like și hai să dăm drumul la treabă. Bun, hai că totuși am uitat să vă spun ce facem astăzi. Bun, în primul rând, o să recreăm două goluri de la Rapid și două goluri de la FCSB. Adică o să vedem cât de greu a fost pentru jucătorii respectivi să marcheze și o să avem patru goluri pe care o să le vedem puțin mai târziu. Eu le-am ales personal, în funcție și de capacitățile noastre de a lovi mingea. Totuși, eu sunt doar cu Remus aici și va fi foarte dificil să ne filmăm, așa că avem un trepied. Sper să iasă totul bine, dar nu vă mai țin, mă, prea mult la treabă. Hai să dăm drumul, că deja am înghețat, hai să dăm drumul la treabă. Fotbal, fotbal, fotbal! Bun, primul gol de astăzi, Octavian Popescu împotriva celor de la Oțelul Galați. Chiar la Galați nu am fost la acel meci, dar oricum a fost reușită destul de interesantă o preluare cu lată cu stângul și șut lung, o să fie puțin cam dificil, dar hai să vedem cum ne descurcăm la prima probă de astăzi. Bună, se puri, bună, rău! Aaaa, durete! Bă, chiar a fost bună, rău, jur, bună, rău! Salut! Dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu și îți place conținutul pe care îl creez, aș aprecia enorm dacă m-ai ajutat printr-un subscribe, deoarece încerc să ajung până la finalul lunii la 30.000 de abonați. Mulțumesc! Trecem la reușita a doua, la prima. Eu zic, bă, am fost foarte aproape și din a treia reușită, eu zic că chiar ne-am descurcat super bine. Trecem la a doua execuție, asta e puțin mai dificilă, dar Solaru împotriva celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Trebuie să faci preluare direct, adică trebuie să fac preluare direct, nu mai arăta mă de aia, fii cu minte, măi! Trebuie să fac preluare și să dau voleu la colțul lung. Bine, Darius n-a dat chiar la învincul, dar o să încercăm totuși să ne atingem potențialul, să poate să dăm puțin mai bine, doar lovirea, că rest e greu, știți cum e. Mamă, deci jur că aici chiar m-am chinuit un pic, au fost câteva șuturi, dar am fost aproape, chiar nu am fost departe de câteva ori, dar bă, în sfârșit a venit și golul și mergem la golul următor. Bă, la Darius eu zic că ne-am descurcat super bine, chiar super bine, și trecem la cel mai greu gol din punctul meu de vedere din acest videoclip. Jason Papon împotriva celor de la Voluntari. Nu aveți cum să nu știți această reușită, probabil știți trollul puternic făcut de Peruza Nord cu viața mea în partea alături de Voluntari și golul lui Jason, care a fost foarte dificil. Cred eu că o să ne pierdem ceva timp aici, dar acum ce să zic, nu mai asta este, dacă mi-am ales golurile astea trebuie să facem, nu? Hai să vedem, băi, hai băi, să... Yes.
Bă, vă zic sincer, după peste 45.000 de șuturi, 257.000 de șuturi, am dat și eu în sfârșit una aproape identică. Dar ați văzut cât ghinion au 4 bări? Acum ce să mai zic? Sunt numai nici mai pot să mă ridic de aici, dar avem și golul cu numărul 4 al lui Matias Caitbanu, a fost Xean Emers, da, cu farul de pe la 16 metri de noi. Trebuie să dau, uite acolo, trebuie să dau. Nu mai contează. Bă, trebuie să dau undeva acolo sus. Ce să mai, nu mai zic nimic. Asta este. Bun, ei bine, după două ore, cred eu că m-am descurcat destul de onorabil, a fost foarte greu din punctul meu de vedere, pentru că am stat foarte mult la ultimele două goluri, la cel puțin la Papo, chiar m-am enervat pe bune, adică nu mi-a ieșit niciun, am dat 4 bări, câte să mai dau și eu, da, bine, oricum, a fost ok. Ce vreau eu să vă spun este că îmi pare rău pentru vremea asta, de câte vedeți este soare acum, dar a fost un vânt teribil și este în continuare un vânt teribil și probabil o să aveți probleme sau ați avut probleme în vizionarea acestui clip, dar mie îmi pare rău pentru asta, nu am ce să fac, dar oricum, eu vă mulțumesc de suflet că m-ați vizionat astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, da, să lăsați un comentariu și să spuneți ce goluri vreți să mai vedeți și ce clipuri vreți să mai vedeți pe canalul meu de YouTube și în ultimul rând, abonarea acolo cu clopoțelul m-ar ajuta super, super, super mult. Cam atât, cam asta a fost pentru astăzi, ne vedem data viitoare!